Oameni buni și bine ați revenit în proiectul Interviews for Hope, un loc magic unde oamenii de calitate să întâlnesc. Astăzi, ca de obicei, am un invitat special care este deloc din județul Cluj, dar stă la Frankfurt, Cristian Braica. Cristian este contrabasist în Filarmonica Radio din Frankfurt, deci are o poveste deosebită. Cristian, bine ai venit în proiectul nostru și te rog, spune câteva cuvinte despre tine. Mulțumesc, Cornel, pentru invitație. Mă numesc Cristian Braica. Cum ați auzit, sunt contrabasist. Sunt în orchestra radiodifuziunii Hessische Rundfunk din landul Hessen, Frankfurt pe Main. Și în octombrie voi face chiar 20 de ani jubileu aici de când activez așa ca și contrabasist în orchestra radiodifuziunii. Wow! Deci când am auzit povestea ta, am fost fascinat. Adică cum se poate ca cineva din Cluj să ajungă tocmai la Frankfurt să cânte în orchestra radio de acolo? Și cum a început pasiunea asta ta pentru muzică și de ce contrabasul? E o poveste lungă cu contrabasul. Eu, de fapt, am început să cânt la acordeon. Primul instrument al meu a fost acordeonul. Tatăl meu cânta la acordeon. În localitatea Mărgău din județul Cluj, o localitate la poalele muntelui Vlădeasa. Și dragostea asta ne-a transmis-o el și eu și fratele meu, care e profesor de matematică în satul mare și el cântă la acordeon. Pe la 12 ani, el a observat că mai ceva cu copilul ăsta ar trebui să fac ceva mai mult. A fost foarte inspirat să m-a trimis la liceu de muzică din Cluj, la Poca. Problema a fost că dacă a trimis un copil la 12 ani, nu poți să recuperezi ce au început unii la 6 ani, pian sau vioară sau alte instrumente. Și am luat, așa cum zice cântecul maramureșan, când s-o împărți norocul, eu am fost să la lucru, dar eu când s-o împărțit instrumentele, a fost. Mă rog, și mai aveam opțiunea să aleg tubă, mă știu, contrafagot și contrabas. Iar fiind în momentul respectiv un profesor de la mine din sat de română, Teodor Capotă, el i-a sugerat lui taică, mă vezi că este un profesor foarte bun de contrabas, Popa Nicolae, care Dumnezeu să-l ierte, nu mai trăiește, și a scos mulți contrabasiști care au locuri în orchestre internaționale și așa am ajuns la contrabas. Am plâns vreo 3 săptămâni. Am ajuns la contrabas. După aia a fost dragostea vieții mele și dacă vin în germană, Begleitperson, dar un partener stabil al vieții mele. Cristian, ce poate fi mai frumos decât un ardelean fain, cu valori și identitate, să ne reprezinte așa de fain într-o țară ca Germania? Și e mare lucru, pentru că, uite, românii sunt talentați și sunt oameni frumoși. Noi, în proiectul Interviews for Hope, chiar asta vrem să arătăm, oameni care fac ceva grozav, fac ceva pentru comunitatea în care face parte, pentru țara lor, care au o inimă bună, sunt generoși, sunt înțelepți. Dar spune-mă, Cristian, cu toată pandemia asta, cum ai văzut-o tu de un an de zile, dar nu din punct de vedere medical, ci din punct de vedere uman, sufletesc? Deci uman, ca să dau un exemplu de ăsta poate mai plastic, e așa că cum ai trage o frână de mână la mașină sau poate într-un ICE sau un tren de ăla și în Kanzen în japonez, a fost cu orchestra să tragi frâna. Deci ceva de genul ăsta. Deci după o frână de asta așa bruscă, mergi încă o perioadă în față, până vii recul în spate și tot așa până ajungi la momentul zero, ca să zic așa. După ce ești la, nu știu, 220 de volți și trebuie să funcționezi la 12 volți sau așa ceva, e un moment de ăsta de derută. Ce să spun? Sunt lucruri pozitive și negative. Ce am câștigat un timp, dintr-o dată, un timp în care mi-a putut sorta și așeza niște lucruri care nu putuse 20 de ani să le fac, dar intri într-o situație psihologică foarte confuză, fiindcă ai un timp, dar l-ai
nu l-ai integral, adică nu poți să-l folosești cum ți-ai dori. Și aici apar niște conflicte interioare de natură psihologică foarte complexe și cred că fiecare am trecut printr-un proces unic al vieții noastre. Na. Da, înțeleg. Dar spune-mi ce ar putea ieși bun din toată treaba asta. Și pe o traumă, dar ce valori ar trebui să iasă din... Deci, din punct de vedere personal, eu mi-am îndeplinit un vis care nu-l putusem până acum. Am reparat un contrabas. Deci eu, ca să nu o iau razna, am desfăcut, eram tot fascinat că am cunoscut în Cluj un luthier, Pavel Onoaie, care a fost un țăran din Bistrița, școlit de un ceh mare, cec în Cluj, care a fost pur și simplu genial. Deci omul ăla mă fascina. Chiar am văzut, le spun la mulți de aici și se uită la mine, am văzut Stradivariusul, care în momentul de față nu mai știu cine, Tomescu cântă sau... Am văzut Stradivariusul ăsta deschis la luthierul respectiv. Și asta e fascinant, să vezi un Stradivarius deschis, asta nu are oricine șansa asta. Și m-a fascinat tot timpul luteria. Dar și am ce zis, are acum... special? Dar ce are special un Stradivarius? Lacul? Lemnul nu, din care... E o temă de funcție amplă, încă nu s-a... Poate să fie lacul, poate să fie lemnul. Eu consider, din punctul meu de vedere, că... Deci, cum a echilibrat el frecvența între plăci, deci cum a reușit el să o facă. Și asta m-a fascinat în el, că nu era șlefuit cum ar mai face la mașină, nu exista așa. Deci lemnul avea niște mici denivelări. Deci nu era, să vă imaginați că cu șlaif, cu șmirgăl papir, îl faci neted. Nu. Și cred că aici o mare știință, fiindcă lemnul nu are o constantă. Aici e puțin mai moale, acolo e mai puternic, e un nod. Și cum a reușit el să simte așa niște ondulații, care dă ondulațiile astea în lemn așa diferite, dar cred că cum vibrează fiecare milimetru din fiecare, probabil obține un tot. Așa arăta și cel Bidache când explica la München cum e sunetul, că eu vibrează o coardă mare, formă o porțiune și tot pe... Și dacă face fiecare tremolo la instrumente, îl face nu așa cum mai face ca o mitralieră sau nu știu ce, îl face fiecare un pic diferit, să obțină o pastă sonoră impresionantă. Și eu cred că aici e ceva legat și de luterie și faptul că a lăsat denivelările mici, e un echilibru, un sunet. Eu asta e o părere a mea. Și, cum zic, fiind fascinat de luterie, am deschis chiar un contrabas și am început să repar. Și m-a făcut o mare plăcere și o să cânt câteva sunete chiar pe instrumentul care l-am reparat. Foarte, foarte frumos, Cristian. E o onoare să pot vorbi cu tine, mai ales că și eu sunt ardelean și pe ardelean sunt bun de povești. Au felul ăsta magic de a povesti, care atinge sufletele și de aia mă bucur să stau cu tine de povești, pentru că simt că vorbesc cu cineva, cu un prieten de 20 de ani. Dar spune-mă, toată nebunia asta cu pandemia a schimbat într-un fel oamenii. Pe mine mă interesează foarte mult partea de revelație. Tu, ca și artist, cum vezi revelația în actul cultural, deci în ceea ce faci tu? Deci, într-adevăr, sunt niște legături între om, între divinitate, între, știu eu, univers, între natură, între partea sensibilă a universului. Eu personal, ăsta, dacă am avut niște momente de revelație în viață, aș putea să le spun că tot în România le-am avut și până la 17 ani. Adică, în ce sens? Eu ce-am trăit formă de 20 de ani în Germania și ce aici am primit mai multă formă. Formă în a structura lucrurile și să-i dau un context echilibrat și disciplinat și mai mult rațiune am primit și să o placez, dar momentele de înflorire, ca să zic așa, spirituală, care le-am avut pe bune. Deci eu n-am făcut decât să perfectez ideile mele de atunci și să le dau o fundă sau să le ambalez mai bine aici sau sub cerințele unor forme, da, să zic așa, norme, forme. Ce se întâmplă? Apropo, ceva legat de pandemie,
Eu am avut în satul meu un prieten. Am avut un băiat, un copil. Eu mergeam și coseam cu fratele meu un loc al taică meu. Și acolo exista o familie cu trei copii, dintre care un băiat mic, Andrei. Deci era o diferență probabil de 10 ani între noi. O dragoste mai pură și ceva mai frumos. Nu știu, e un moment unic în viața mea, că copilul ăla, când mergeam eu de două ori pe an, te îmbrățișa și așa mai departe. Și eu mergeam și cumpăram din sat, dacă aveam un leu, Eugenia aia care există. Eugenia, da, da, da. Era o formă de dragoste. Am plecat la Cluj. Am plecat la Cluj și îmi spune după o perioadă, să știi că prietenul tău Andrei e bolnav. Spune maica mea. Cum e bolnav? La câți ani? La câți ani avea? Nu mai știu băiatul ăla, dar dacă a avut 6, 7, 8 ani, nu mai știu, a murit de tumor. A avut o tumor. M-am mai dus la el să-l întâlnesc și bietul nu mă mai vedea, ne-am ținut de mâini și pe urmă nu l-am mai văzut niciodată. Pe mine așa m-a impresionat dispariția copilului ăsta, fiind la Cluj, într-o cameră, am luat la un moment dat contrabasul și am scris o temă muzicală. Am scris o temă pe care, vă spun sincer, abia acum în pandemie am terminat mica lucrare, o mică compoziție de 3 minute pe care am denumit-o Lamento și care de fapt vine din momentul ăla. Deci momentul ăla când am luat contrabasul și sub starea aia emoțională, s-a născut melodia asta, nu știu de unde, s-a născut o melodie. Și acum am perfectat-o și am dat un contur și e o mică lucrare. Încă n-am făcut-o public. Ai pus un nume, ai numit-o cumva? Lamento. Lamento. Și ce înseamnă lamento? O lamentație, o plângere, un plâns. Un plâns, de fapt. Cu o mică, în mijlocul lucrării, are ceva, cum a dat și Beethoven în momentele alea de lumină, așa, când de speranță. O speranță a noastră tuturor că nu-i deșertăciune ce se întâmplă cu noi și că există ceva mai departe. Conștiința, conștiința se pare că e, care e, unii spun că din conștiință se naște tot, alții spun că conștiința vine din știință, nu se știe, dar conștiința asta cred că o căutăm toți. Dar spune-mă, Cristian, tu ai terminat școala la Cluj, după care ai ajuns în Germania. Cum a fost trecerea asta de la... Deci de la... eu sufăr, pe de o parte că mi-a părăsit țara, de fapt, asta sufăr foarte mult. La momentul respectiv, deși ajunsesem la Academia de Muzică din Cluj, de fapt asistent universitar, nu e, cum să spun, a fost o perioadă aia din 99-2000, acum, sincer, erai renumerat prost și trebuia să-ți completezi veniturile cu... știu eu, cu nunți, cu alte chestii. Nu zic că nu mi-a plăcut să cânt și cânt muzică populară și să... Frumos! Prima dragostea mea și nu mi-e rușine cu chestia asta. Revin aici cu o altă temă, să vă spun un alt moment. Dar nu simt, nu aveam nicio perspectivă în momentul ăla. Acum, în momentul de față, mă bucur pentru colegii mei muzicieni din România că au alt statut în România. Nu vorbim de pandemie. Ce s-a întâmplat înainte sau... Totuși au fost renumerați altfel și au putut să își cumpere un instrument sau și așa mai departe. Deci momentul ăsta nefericit pentru mine și ajunsesem în 99 cu o colegă de-a mea, Roxana Rus, o cheamă acum, să luăm un premiu 2 internațional la Marnoi-Kirchen. După serviciu militar a fost o chestie. După serviciu militar am luat premiul ăsta 2 în Marnoi-Kirchen între 70 de contrabasiști și toată lumea și atunci te întreb, mă, totuși am ajuns la nivelul ăsta profesional și ce fac? Uite-te că în Germania într-o orchestră ești așa și așa plătit și așa mai departe. Deci a fost cumva un moment nefericit că am părăsit eu atunci, o experiență mare pentru mine, dar nu pot să mai schimb moment. Nu aș zice asta, pentru că tu îți reprezinți țara cum trebuie acolo, printr-un act de cultură, să fii instrument muzician într-o
într-o orchestră mare din Germania, e mare lucru, Cristian. Și ce vreau să te întreb, ce a fost la mijloc? Noroc, miracol, muncă, Dumnezeu, că ai reușit în viață? A fost mai mult aspect. A fost, în primul rând, muncă, a fost și să-ți atingi un țel. Și am avut noroc și cu Dorin Marc, un mare contrabasist român care era la Celibidac, e solo contrabasist în München, în Filarmonică. Și acum a devenit cel mai mare profesor al Germaniei. Cu el, care și el m-a ajutat, avea altă experiență, a făcut de câteva ori cu mine pasajele de orchestră, că aici există două mentalități. Noi, școala, cel puțin în Cluj, pot să zic că școala de muzică e un amestec de cultură austro-ungară cu infiltrații de metodică rusească în perioada comunistă, cum am făcut ei și pe la... Așa, și când mă gândesc acum ce muzicieni au fost în Cluj, ca și Ferdinand Weiss, de pildă, cu care cânta Oistrakh și Schering și toți ăștia mari, și îmi spun colegi de-a mei, zice, mă, voi l-ați avut pe asta și el, eu n-aș știut în momentul ăsta ce valoare are omul respectiv și îmi pare rău, dar asta este. De Doamne, românului mintea de pe urmă. Marele Celibidache, cine nu știe, în Germania a fost foarte respectat, de fapt, în toată lumea. Cred că el și cu Herbert von Karajan au fost cei mai mari în secolul 20, nu-i așa? A fost și Bernstein, au fost și mai mulți. Și Bernstein, da, dar noi, văzut foarte bine Celibidache. Eu îl cunosc pe băiatul Celibidache, pe Serge, care e regizor de film. Familie de oameni frumoși. Da. Și ca să revin, deci un tânăr muzician care e școlit, de pildă în Cluj, București e un pic altfel, poate mai extravagant, mai francezism, mai cu solistică, nu știu. Dar în orice caz, toți care vin să ocupe un post într-o orchestră aici, au de întâmpinat un alt aspect. Ei trebuie să-și reducă aripile la zborul ăla spre virtuozitate și să treacă, disciplina să cânte într-un context dat, înțeles, să cânte în orchestră. Deci în orchestră tu devii, când mi-a spus cineva, du musst nicht denken, du musst funktionieren, am zis, tu nu trebuie să gândești, trebuie să funcționezi cât ți se oferă spațiul ăsta și aici trebuie să te integrezi. Asta e. Deci la ei s-a spus, aici s-a structurat deja, e o societate extrem de asezată. Ei, nu? Nemții, dacă au făcut o experiență și funcționează, nu mai o tot învârtim, nu știu ce stă, și funcționează mașinăria și mergem cu ea așa. Și tu vii, și asta e o problemă. Deci pentru chestia trebuie să studiezi pasajele de orchestră foarte bine. Contează mai mult într-o audiție așa ceva decât solistica. Deci audiția are trei etape. Are o etapă în care, din punctul meu de vedere, s-a cântat după cortină. Asta și obiectiv. Deci nu și-au, după cortină, n-aș știu cine cântă, a rămas 7 în etapa a doua, dintre care numai un neamț era, restul străini, și am rămas eu cu neamțul în finală. Și pur și simplu a fost distanță mare între noi, au zis, nu avem ce face, trebuie să-i dăm băiatul ăsta. Au fost, pe urmă mi-a dat seama eu, că și în orchestră exista, am cunoscut pe Mara Dickerman, un evreu din Kiev, care a fost să am prietenit cu profesorul meu de contrabas în perioada comunistă, când era el într-o colaborare de asta de-a lor, ca să văd că și în orchestra asta germană sunt infiltrații culturii răsăritene și care ne legau undeva în subconștient. Da. Dar ce vreau să spun, asta este foarte important aici, să studiez pasajele de orchestră, care în etapa a treia, și dacă ești stabil și le cânti ca la carte, așa cum ce scrie dinamic compozitor și tot ce e scris de compozitor și respecti, iei poziția. După ce ai luat postul, asta nu înseamnă că rămâi definitiv. Există un an de probă. Wow. În anul de probă trebuie să te integrezi într-adevăr și trebuie să vezi până unde să, și uman dacă... Da. Empatie. Da, e mai complex. Și pe urmă se votează, se întâlnește toată orchestra și votează până la jumătatea anului. Iar am avut și un noroc prin iunie 2002, deci am luat postul în octombrie 2001-2002. A mai fost un concurs în București, Iosef Pruner, de contrabas, unde am mai luat un premiu chiar în anul de probă. Și pe atunci unul din șefii orchestrei era Sorin Ionescu, un coleg de-al meu din București, care s-a dus în fața orchestrei și a zis...
și Cristian Braica ne-a mai adus un premiu internațional. Și nu știu, toată orchestra a aplaudat și am simțit în momentul ăla, cred că mi s-a dat undă verde acum pentru... Cristian, deci povestea ce ne-ai spus în ultimele minute e deosebit, pentru că ne-ai spus lucruri noi și mai ales parcursul ăsta al tău fenomenal spre a ajunge unde ești, ai câștigat concursul, ai câștigat toată partea asta, este o poveste care inspiră. Așa ceva avem noi nevoie și mulțumim din suflet că ne împărtășești toată povestea asta, că este fenomenală, nu exagerez. Dar spune-mă, Cristian, dacă ar fi un cuvânt care să inspire oamenii din partea ta, care ar fi acel cuvânt? Un singur cuvânt. Nu știu, când vine să spun acum natura. Eu am fost fascinat chiar la începutul pandemiei. Mă fascina cum nu recunosc că este un virus păsările. Și cum ciripesc păsările și toată natura își vedea de treaba ei, știi? Apropo de asta cu virus, m-am gândit de multe ori. Am auzit un baci bătrân când eram copii, la mine în sat, dintr-o familie de ciobani vechi, care a zis o chestie care pe mine fac acum o legătură. Probabil că e o chestie fantezistă a mea. Nu! Dar s-ar putea să nu fie. Mi-a zis, când oile o duc prea bine și ajung la o pajiște care e foarte bună și au prea mult de mâncare și prea bine mănâncă, ci că buiecesc. Până la urmă fac un parazit la creier. Așa ziceau ciobani. Se pare că există parazitul ăsta. Și ce se întâmplă? Că zice că pandemie, că e creată, că nu e creată. Eu am citit, eu am tot timpul în istorie, molim și boli și nu știu ce. Din păcate, cred că există un ciclu de ăsta, când apare și când e prea bine sau ceva, se dezamorsește. Așa e. Dacă te uiți în istorie, imperiile și țările care mergeau bine au intrat într-un fel de apatie și s-au dus de râpă. Trebuie să fie tot timpul un fel de challenge, să țină spiritul în tot timpul în funcțiune, să te miști. Dacă nu, devii apatic și cazi. Ai dreptate, așa și e și este un ciclu. Și în epocele istorice și în viața unui om pentru probabil a crește. Dar spune-mi, Cristian, o carte care, dacă ai putea să ne recomanzi, o carte care te-a impresionat pe tine. Am impresionat mai multe cărți, dar poate actual ar fi și Alchimistul, de pildă. Coelho? Da, de pildă ar putea fi, că tot căutăm în alte părți comora și comora inima ta și în familia ta și în locurile cu oamenii care ți-s dragi și așa ceva. Poate că ar fi reprezentativ sau Quo Vadis Domine de Sinchievici. Sau... Sinchievici, a luat și premiul Nobel pentru Quo Vadis Domine. El Greco de Kazantzakis, iar o carte grozavă. Există, dar probabil, și să nu uităm, într-un final tot Biblia, Cartea Cărților îți dă niște soluții. Cristian, bineînțeles. Cristian, de fiecare dată, la un sfârșit de interviu, întreb cei care sunt în proiectul nostru să dea un mesaj oamenilor, să dea un mesaj lumii. Și cel mai bun mesaj al tău, cred că este partea de a interpreta o piesă și știu că ai o familie frumoasă. Deci ai un băiat și o fată? Da, am un băiat și o fată. Paul, de fapt, e student la științe economice în Goethe Universitate aici în Frankfurt și fiica mea, Ana Sofia, se pregătește pentru bacalaureat de 17 ani, dar copiii ăștia au făcut și pian și fac cu Ștefana Chita Ștegheman, o profesoară din Cluj, la conservatorium din Frankfurt, iar în momentul de față se antrenează, se pregătesc să ajungă pe faza finală la un concurs național. Muzica, ce se întâmplă? Ei au crescut cumva, cred că au auzit din burta soției. Și o componentă și sper, eu cred că va rămâne pentru, nu știu ce vor face ei într-un final, dar e un balsam muzica și o formă, că tot vorbim de comunicare și comuniune și electronică și muzica, deci e una din minunile existenței noastre, părerea mea. Am cântat, vă spun sincer, am cântat cu orchestre de amatori care au avut un entuziasm impresionant și am
ce m-a impresionat foarte mult, în 2009 am făcut un curs în Brazilia. Wow. Și am avut brazilieni din toate Brazilia, așa, niște distanțe, cum ai luat unul din Kiev, cu altul din Porto și nu știu, unul era din Recife, altul era... Coriciba. Da, exact. Erau ei să iubeau oamenii ăștia. Deci așa un mesaj mi-au transmis ei, indiferent de culoarea pielii și așa mai departe, jucau impresionat fotbal și l-am cântat Bach. Și așa i-a impresionat chestia asta cu Bach, că a doua zi i-am găsit în toalete, n-aveau loc unde să studiază, toți studiau ce nu. Și asta vreau să spun, muzica n-are frontiere și picură peste tot semințe de asta de lumină și cândva interacționează oamenii între ei și asta... Un limbaj comun care adună oamenii și îi sensibilizează. Da. Uite, așa familie, Cristian, respect, ce să zic, să vă dea Dumnezeu putere, uite, copii frumoși, părinți frumoși, un model. Îl aduci, rog, pe Paul? Da, vă cântăm un fragment din sonata Primăverii de Ludwig van Beethoven. Acum asta e scrisă pentru vioară. Eu am adaptat-o, e o prelucrare a mea pentru contrabas. Un mic fragment din ea. Se potrivește cu primăvara acum și cu și așa o muzică pozitivă. Bine, numai să-mi iau contrabas. Mulțumesc mult. Suflet, da. Paul, bine ai venit în Interviews for Hope. Bine v-am găsit. Și am auzit numai lucruri bune despre tine, Paul, și e o onoare să fiți în acest proiect, să vă vadă românii frumoși, să vă vadă lumea, pentru că e rar să vezi așa familie frumoasă de oameni deosebiți. Adică rar. E un moment deosebit. Da, mulțumim de atât. Na. Bravo, bravo și este deosebit. Deci, oameni buni, Cristian și Paul Braica, clujeni, dar din Frankfurt,
E un moment deosebit și e o mare, mă repet, o mare onoare să avem așa oameni frumoși în proiectul nostru. Vă mulțumesc din suflet, Cristian și Paul. Vă mulțumesc din suflet, să vă dea Dumnezeu putere și sănătate și pe curând să-ți întotdeauna aproape dacă pot să ajut și voi ajunge cândva în Frankfurt să vă văd pe scenă. Da, mulțumim pentru invitație. Și pentru... Sau la Cluj, sau la Cluj. Da, mulțumim. Bună, mulțumesc din suflet. Doamne, știu. Mersi mult. Thank you.